Bine ați venit, bine ne-am regăsit, dragi iubitori ai frumosului divin. Din nou împreună la acest eveniment editorial dedicat crâmpeielor dintr-un vis. Acum când toamna asta cântă în simfonii cerești, ne-am întâlnit sau ne-am reîntâlnit în locul de poveste numit Maramureș, în 2019, anul omagial al satului românesc, după cum a fost declarat de Patriarhia Română. Într-un loc reper al spiritualității românești, direct oglindită în esența crâmpeilor dintr-un vis, în fărâma aceasta din miază noapte, la umbra bisericii de lemn din Poienile Izei, declarată monument UNESCO și introduse în patrimoniul cultural mondial. Și nu oricând și nu oricum, ci într-o zi de sărbătoare sfântă, prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Izvorătorul de mir din mirul ceresc, din mirul divin, a cărui revărsare o dorim și o nădăjduim și noi astăzi. Tocmai de aceea am dorit să începem programul din 26 octombrie 2019 printr-un moment de rugăciune în care ne va conduce Părintele Gheorghe Urda, pe care dumneavoastră îl cunoașteți, alături de ceilalți părinți invitați. Vă rugăm, Părinte!